Creșterea prețului la combustibil a adus la scumpirea tuturor produselor și al serviciilor. Pe vremea fostului premier Ponta a fost suprataxă la combustibil pe motiv că vor face drumuri și autostrăzi, lucru care nu s-a întâmplat și nimeni nu i-a luat la rost pe unde s-au cheltuit acei bani. În momentul de față, traiul în România devine din ce în ce mai dificil și asta pentru că începând de la alimente și până la combustibil, toate sunt la un nivel mult prea ridicat față de salariile de bază. Comentați faptul că s-a scumpit combustibil. Nu-i prea bine, dar n-avem ce face. Asta e viața, merge înainte. Ce se comite? Da, asta e. Totodată un leu la salar și la pensie și... Destul de rău că s-a scumpit, nu trebuie. Și mâncare s-a scumpit și toate s-a scumpit, numai nu trebuie. N-avem ce face. Ce să facem? Asta așa vor ei. Nu s-a afectat deloc, nu pot să comentez deloc, nu sunt afectat. O escrocherie din partea tuturor stațiilor PECO, să zic, și din partea guvernanților. Umple numai cu șmecherii și cu pisica vopsită, sau cioara vopsită, cum să-i zicem. Da, asta e. Ne afectează pe toți. Dar trăim în România și asta e viața. Cum se comentă? Ne pare, pe cum să fii de acord? Să scumpi asta aici, nu? Mă și la în lanț. Și atât.